Modelul hollywoodian din Urzeala Tronurilor sau Stăpânul Inelelor îi inspiră pe cineaștii români. Regizorul Andrei Chiriac filmează în această perioadă trilogia Egregora, Comoara Pierdută. Este un film de aventură și mister despre comoara ascunsă a dacilor. Filmările au început în 2018, iar în final vor fi 36 de episoade. Au fost turnate deja secvențe în mai multe locuri din țară. Andrei Chiriac, regizorul Egregora, este în legătură directă cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Mulțumesc pentru invitație. Cum ați ajuns să faceți acest proiect? Știu că aveți o poveste destul de interesantă. Ați plecat în urmă cu câțiva ani în Statele Unite ale Americii, cu bani puțin în buzunar, care s-au terminat după 3 zile. De acolo foarte multe evenimente care v-au adus astăzi aici. Despre ce este vorba? Acum vreo 25 de ani, de fapt, am plecat în America cu acei bani de care vorbiți dumneavoastră, cu bani foarte puțin în buzunar, într-adevăr, care s-au terminat după 3 zile. Ca să nu vă rețin, trebuie să spun că am făcut o școală de film în America în 2001 până în 2003, după care am venit în România ca student străin. Între 2003 și 2007 am făcut cursurile Universității Naționale de Artă, Teatrală și Cinematografică la secția de regie de film. Ulterior a venit această idee a Egregorei. Deci pe Despre teritoriul ce românesc s-a este întâmplat. vorba în acest serial? Am urmărit foarte mulți dintre noi serialul Urzeala Tronurilor, am urmărit finalul cu sufletul la gură. Unii au fost nemulțumiți, alții mulțumiți de ultimul episod. La ce să ne așteptăm din acest episod, de la acest serial? În primul rând, vă mulțumesc că mă comparați cu un astfel de serial extraordinar și cu un buget absolut fabulos. Povestea noastră este un pic altfel. Povestea unor copii pasionați de istorie și de arheologie, care la un moment dat găsesc un jurnal secret, jurnalul lui Vlad Țepeș și o parte din arhiva secretă a acestui ordin al dragonilor, în care se vorbește despre o comoară fabuloasă a dacilor și despre secrete pe care dacii le-au primit de la o civilizație de mult dispărută, cea a Atlantidei. Începe într-adevăr o nebunie prin toată România, prin acestei comori. Comoara fiind și materială, dar mai ales spirituală. Un secret care, dacă ar fi spus, ar schimba foarte mult în acest spațiu al României. Vom învăța istorie dacă ne vom uita la acest serial, cât la sută este inspirat din fapte reale, cât la sută este ficțiune în ceea ce se întâmplă în serial. Vă provoc să învățați într-adevăr istorie pentru că propun spre vizionare viața unor înaintașii noștri care au rămas în conștiința noastră de mari martiri. Ne referim la Vlad Țepeș. De fapt, începem cu povestea lui Decebal și de la Decebal trecem prin viața tuturor domnitorilor care au însemnat ceva pentru istoria României. Nu este un film neapărat istoric pentru că nu respect cartea de istorie așa cum este ea. Romanțez un pic de dragul poveștilor holidiene, dacă doriți. Deci nu va fi un film istoric, dar de epocă, cu foarte multe ingrediente holidiene, care sper să vă bucure. Unde s-au filmat aceste episoade? Știu că ați ales mai multe locuri din țară. Munții Bucegi au fost la loc de cinste, am început la cazanele Dunării, prin foarte multe peșteri, de exemplu peștera veteranilor, Ponicova, pe la cazanele Dunării, pe vârfurile din zona muntoasă de acolo. Am filmat pe la peștera Bolii, Șura Mare, pe lângă Hațec, pe lângă Petroșani, Polovragi, peștera Muierii, de exemplu, pe lângă Sarmisa Getuza, în Munții Lotrului și multe alte locuri spectaculoase. Ultima filmare de la care văd că arătați câteva fotografii a fost pe Valea Vrigului, lângă Poalele Făgărașului, o zonă absolut senzațională, unde am filmat o secvență foarte interesantă, cu foarte multă acțiune. Am avut foarte mulți cascadori cu cai, dar vă rog. Dacă ne puteți da și câteva nume, câțiva actori. Deocamdată, în proiect au fost câteva nume sonore, doamna Maia Morgenstern, domnul Gelonițu, domnul Ștefan Verniciuc, mai tânărul Daniel Nuță și Eduard Frică, pe care îl vedeți acum pe ecran. Vor fi foarte, foarte multe nume, dar îi vom deranja cu un telefon doar atunci când bugetul filmului va fi în posesia mea sau a noastră, a celor care organizăm acest proiect.
Pentru că deocamdată este un film independent făcut cu niște sponsorizări care au venit de la o anumită firmă și cu niște bani pe care am mai putut împrumuta de la prieteni. Încă nu suntem cu toate motoarele pornite vis-a-vis de acest proiect. Tocmai de-aia am început filmările acum 2 ani și ele durează. Dacă am fi avut toți banii, până acum filmul era gata. Să sperăm că veți reuși să strângeți întreaga sumă pentru a putea finaliza acest proiect. Așteptăm și noi cu nerăbdare să vedem rezultatul final. Andrei Chiriac, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Eu vă mulțumesc. Ne luăm acum.